Bay City Blues, de Raymond Chandler. 1. Sinuciderea cenușăresei. Trebuie să fi fost vineri pentru că mirosul de pește de la laboratorul de cofetărie al pensiunii din apropiere era atât de puternic că puteai ridica un garaj pe el. În afară de miros, era o zi frumoasă și călduroasă de primăvară, pe la mijlocul după amiezii și nu mai avusesem un contract de o săptămână. Îmi țineam picioarele pe un sertar deschis al biroului și îmi încălzeam gleznele la soare. Când a sunat telefonul, mi-am ridicat pălăria de pe el și am scos un fel de căscat în microfon. O voce a zis: am auzit și ar trebui să-ți fie rușine, Johnny Dalmas. Ai auzit de cazul austrian? Era Violet McKee, un detectiv de la biroul șerifului, un băiat foarte bun dacă n-ar fi avut un obicei prost. Să-mi paseze mie tot felul de cazuri în care mâncam și bătaie, iar cu banii luați nu puteam să-mi cumpăr nici măcar o vestă la mâna a doua. Nu, o chestie din alea care se petrec pe plajă, în Bay City. Se aude că orășelul s-a cam acrit de când și-au ales ultima dată primar. Dar șeriful locuiește acolo și nouă ne place să fim băieți faini. Dar, mă rog, să nu mai insist. Se spune că băieții cu jocurile au băgat vreo 30 de bătrâne în campania electorală și că acum, când ți se dă meniul, îți pasează un pont câștigător la curse, în casele alea de tocat banii. Am căscat din nou. L-am auzit și pe ăsta, a lătrat Măghii. Dacă nu te interesează, sunt gata să muși cealaltă unghie de la degetele mari și să o las baltă. Tipul zice că are ceva bani de cheltuit. Care tip? Matson ăsta care a găsit cadavrul. Care cadavru? Deci nu știi nimic despre cazul austrian? Nu ți-am zis că nu? N-ai făcut altceva decât să caști și să zici care ok. O să-l lăsăm pe bietul băiat să fie asasinat, iar biroul omucider să se ocupe de caz, acum că e în oraș tipul. Matson ăsta, cine să-l aresteze? Ei, dacă ar ști asta, n-ar mai avea nevoie de un detectiv particular care să afle, nu? Tipul a lucrat în meseria ta până a dat faliment, acum câtva timp, iar acum de-abia poate să scape din cauza băieților cu pistoale care îi bagă bețe în roate. Mai termina, am zis, mi-a morțit brațul stâng. Eu sunt la serviciu, iar eu tocmai vreau să cobor până jos la magazin să cumpăr o sticlă de scoci foarte vechi. Dacă auzi bătăie în ușă, să știi că eu sunt. A sosit în mai puțin de o jumătate de oră, un tip solid cu față plăcută, cu părul argintiu și obraș cu gropițe și o gură mică, numai bună să pupe copiii cu ea. Purta un costum albastru bine călcat, pantofi lustruiți cu botul pătrat și un colț de elan care i-a târnat pe burtă, agățat de un lanț de aur. S-a așezat cu grijă, așa cum fac toți oamenii grași. A dezvărginat dopul sticlei de whisky, a mirosit-o să vadă dacă nu cumva a fost înlocuit conținutul cu cel al unei sticle de trăscău de 98 de cenți bucata, cum facă ea în bombele ordinare. Apoi și-a turnat o porție zdravonă și a plimbat puțin din ea pe limbă, arătând biroul cu o privire necruțătoare. Nici nu mă mir că stai aici și aștept să-ți pice un contract, a zis el, doar trebuie să chem femeia să-ți facă curățenie. Puteai să-mi pui și mie puțin. Care-i treaba cu Matson ăsta și cu cazul austrian? Măghii și-a terminat paharul și și-a mai turnat unul, dar nu chiar așa mult. M-a urmărit cum mă jucam cu o țigară. O olandeză platinată, a spus, o blondă pe care o cheamă austrian, nevasta unui doctor din Bay City, un tip care se plimbă toată noaptea cu mașini prin diverse case, încercând să împiedice tot felul de actori ratați să vadă elefanți roz la micul dejun, așa că parașuta a luat-o pe cont propriu. În seara când și-a făcut de petrecanie, era tocmai la clubul Vance Conrad, pe faleza dinspre nord, o știi? Da, era un club sau așa ceva, cu o plajă particulară frumoasă, jos și cu cele mai mișto picioare din Hollywood în fața cabinelor. S-a dus acolo să joace la ruletă, nu? Ei bine, dacă tot există localuri unde se și joacă în regiunea asta, a zis Măchie, aș spune că acest club Conrad e unul dintre ele și se poate juca și la ruletă acolo. Să zicem că a jucat la ruletă. Se spune că tipa juca alte jocuri mult mai intime cu Conrad.
Dar hai să spunem că mai juca și la ruletă. Bun, joacă și pierde. Treabă pentru care și este făcută ruleta. Noaptea aia și-a pierdut și cămașa de pe ea și-a aruncat cortina peste casă. Conrit o ia și o bagă în biroul la el și îi trimite vorbă doctorului, soțul ei, prin centrala doctorilor de noapte. Așa că, doctorul, stai puțin, i-am zis, să nu spui că toate astea le aveți voi în evidență. Nu cu sindicatul jocurilor de noroc pe care le avem în zonă. Asta în cazul în care există un astfel de sindicat. Maghei m-a privit cu milă. Nevastă mea are un frățior care încă se mai joacă cu avioane de hârtie. Nu cred că ar avea nelămuriri. Deci doctorul dă buzna ca o furtună în bomba lui Conrit și îi înfinge un ac în braț ca să o potolească, dar nu poate să o ducă acasă pentru că are un caz grav în Brentwood Heights. Așa că Vance Conrit își scoate mașina personală și o duce acasă. Dar între timp, doctorul își sunase asistenta de la birou și îi ceruse să se ducă acasă la el, să vadă dacă nevastă sa e bine. Chestie pe care tipa o și face, iar Conrit se întoarse la cartofii lui prăjiți. Sora o vede pe femeie în pat și pleacă, iar servitoarea se duce să se culce. Toată treaba asta a fost până la miezul nopții, eventual foarte puțin mai târziu. Ei bine, cam pe la 2 dimineața s-a întâmplat să treacă tipul ăsta, Harry Matson, pe acolo. Conducea un serviciu de pasnici de noapte în zonă și noaptea ei venise rândul să facă el turele. Pe strada unde locuia austrian, aude un motor de mașină într-un garaj întunecat și merge să vadă despre ce e vorba. O găsește pe parașuta blondă pe spate, pe ciment, într-o pijama vărgată și papuci, cu fulgine de la gazele de eșapament pe toată fața și în păr. McGee a făcut o pauză să mai ia o gură de whisky și a privit din nou prin cameră. Am urmărit cum raza de soare se prelinge în jos de pe pervazul ferestrei mele, coborând în aleea întunecoasă. Ce crezi că face prostănacul? Zise Mâghii, ștergându-și buzele cu o batistă de mătase. Hotărăște că fufa e moartă, chestie care ar fi putut fi adevărată, dar în cazurile astea de intoxicație cu gaze niciodată nu poți să fii sigur, pentru că tratamentul ăsta cu albastru de metilen, pentru numele Domnului, am zis, ce-a făcut tipul? N-a anunțat poliția, a continuat Mâghii netulburat. A oprit motorul mașinii și și-a luminat drumul cu lanterna până acasă la câteva blocuri distanță. L-a căutat pe doctor de acolo și după un timp erau amândoi înapoi în garaj. Doctorul a spus că e moartă. L-a trimis pe Matson să-l sune pe șeful poliției locale acasă la el, dintr-o încăpere alăturată. Matson s-a executat și după un timp apare șeful cu 2 agenți în spate și imediat după ei Dubița de la morgă, unde era de serviciu în săptămâna aia adjunctul procurorului. Tipii de la morgă saltă cadavrul și un flăcău de la laboratoare ia niște probe de sânge care vor demonstra mai târziu că e vorba de monoxid de carbon. Procurorul le dă liber, dama e făcută cenușă și cazul e închis. Bun, și care-i treaba? L-am întrebat. Măghie își terminase cel de-al doilea pahar și deja se gândea la al treilea. S-a hotărât totuși să-și aprindă mai întâi o țigară de foi, dar nu aveam așa ceva, și chestia asta l-a enervat, dar până la urmă și-a aprins una de-a lui. Nu sunt decât un polițist, mi-a spus el, clipind în norul de fum. N-am de unde să știu. Tot ce trebuie să știu e că Matson ăsta și-a pierdut autorizația, că a tăiat-o din oraș și că e frică. Tăl dracu, am spus, ultima oară când m-am dat mare într-un oraș mic, m-am ales cu țeasta fracturată. Cum dau de Matson ăsta? O să-i dau numărul tău de telefon și o să ia el legătura cu tine. De unde, mama dracului, îl cunoști? Ei, și tu îl cunosc destul de bine ca să-i te recomand, a zis Mughei. Bineînțeles, dacă apare ceva nou, va trebui să mă ți clar, am zis. Ți-o pun pe birou, burbon sau secărică? Du-te, dracu, a zis el, scoci. Cum arată Matson ăsta? Ca un semigreu. 57 70 grizonat și-a mai tunat o păhărel, l-a băut scurt și a plecat. Am mai stat o oră și am fumat o grămadă de țigări. Se întunecase și îmi simțeam gâtul uscat.
Nu m-a sunat nimeni. M-am ridicat și am aprins luminile. M-am spălat pe mâini și am oscilat în jurul unui păhărel. Am închis sticla. Sosise vremea să mănânc. Îmi pusesem pălăria și ieșeam pe birou când băiatul de la Green Fetter a apărut pe coridor, căutând cu privirea numerele de pe uși. Pe mine mă căuta. Am semnat pentru un pachet de o formă neregulată, făcut dintr-o hârtie subțire și galbenă, de genul celei folosite de spălătoriile publice. Am pus pachetul pe birou și am tăiat sfoara. Înăuntru era un alt pachet, din hârtie satinată și un plic cu un bilet și o cheie plată. Biletul începea fără introducere. Un amic din biroul șerifului mi-a dat numele și adresa dumitale și mi-a spus că ești o persoană în care pot avea încredere. Am făcut o treabă ca mărșavă și acum am probleme, dar vreau să le rezolv. Te rog să vii după ce se lasă întunericul la adresa asta. 524 Tennyson Arms Apartments pe Harvard, aproape de Sixth, și folosește cheia asta dacă nu sunt acasă. Ferește de Pat Reel, administratorul. Nu am încredere în el. Pune-te, rog, papucul într-un loc sigur și păstrează-l curat. PS, i se spune Violet, dar n-am aflat de ce. Eu aflasem, în schimb. I se spune așa pentru că obișnuia să sugă bomboane parfumate cu aromă de violete, dezinfectante pentru gât. Biletul nu era semnat. Mi se părea că m-a agitat. Am desfăcut hârtia satinată. Conținea un papuc de cantifea verde. Era micut și avea o căptușeală din piele albă de iet. Pe ea era ștampat cu caractere aurii numele Versșoile și într-o parte era scris un număr cu o cerneală aproape ștearsă, S465. Numărul ar fi putut însemna mărimea, dar știam că nu era vorba de mărime, pentru că Versșoile Inc. de pe Cherokee Street din Hollywood făcea numai pantofi de comandă, încălțăminte pentru teatre și pentru cluburile de alpinism. Mi-am aprins o țigare și m-am lăsat pe spate în fotoliu, gândindu-mă la asta un timp. Într-un târziu am apucat cartea de telefoane. Am căutat numărul de la Versșoile Inc. și l-am format. Telefonul a sunat de mai multe ori până ce am auzit o voce ciripită care a zis: Alo, da? Cu Versșoile personal, am lătrat eu în telefon. Aici e Peters, de la biroul identificării. Nu am specificat despre care birou de identificări e vorba. O, domnul Versșoile a plecat acasă. Închidem la 5:30. Eu sunt domnul Pringle de la arhivă. Dacă pot să vă... Da, avem o pereche de pantofi de la voi printre niște lucruri furate. Este un înscris aici S465. Poate că să însemne asta ceva pentru voi? O, da, desigur, este numărul comenzii. Să mă uit peste... Pentru dumneavoastră. Neapărat. S-a întors imediat. O, da, într-adevăr, este numărul comenzii domnei Leland Austrian. 736 Alter Street, Bay City. Doamna își comandă încălțămintea numai la noi. Este foarte trist. Da, acum 2 săptămâni i-am făcut 2 perechi de pantofi de catifea smarald. Ce vrei să spui cu trist? O, a murit, știți, s-a sinucis. La dracu, 2 perechi de papuci, ai zis? O, da, amândouă de același fel. Foarte des se întâmplă să se comande 2 perechi la fel, în culorile acestea delicate. Știți, o pată sau o urmă lăsată de indiferent ce... De obicei se comandă special pentru a se asorta la o anumită rochie. Bine, bine, mulțumesc mult și ai grijă de tine, am zis și am închis telefonul. Am luat din nou pantofiorul și l-am studiat cu atenție. Nu fusese purtat. Pielea de bivol de pe talpă nu avea nicio urmă de rosătură. M-am întrebat ce putea face Harry Matson cu el. L-am încuiat în safe și am ieșit să iau masa. 2. Omorât în bătaie. Tennyson Arms era un fel de azil de noapte, într-o clădire demodată cu 8 etaje și fațadă din cărămidă roșie, înnegrită de vreme. Curtea centrală era destul de mare, cu palmieri, o fântână arteziană cimentată și câteva rânduri de flori cu un aspect cam prea prețios pentru locul acela. Deasupra ușii de la intrare atârnau lampioane și holul era mochetat cu pluș roșu. Era mare și gol, exceptând canarul plictisit dintr-o colivie aurită,
mare cât un butoi. Era genul de bloc cu apartamente ocupate în general de văduve posesoare de asigurări pe viață de pe urma bărbaților. Oricum, văduve nu prea tinere aveau un lift fără însoțitor, cu deschiderea automată a ușilor la oprire. Am pășit pe carpeta cafenie, îngustă a coridorului de la etajul 5 și nu am văzut pe nimeni, nu am auzit pe nimeni și nu am simțit mirosul de mâncare gătită de la niciun apartament. Locul era pustiu ca biroul unui ministru. Apartamentul 524 dădea probabil în curtea interioară, pentru că ușa următoare avea în partea superioară un geam vopsit. Am ciocănit încet și pentru că nimeni nu mi-a răspuns, am folosit cheia plată și am intrat. Apoi am închis ușa după mine. Lăsând patul de perete din față, scânteia o oglindă. Pe aceeași perete cu ușa de la intrare erau două ferestre închise cu storurile întunecate, trase pe jumătate, dar care lăsau să intre suficientă lumină de la un apartament luminat de pe partea cealaltă a curții. Pentru a putea distinge în semi-întunericul din cameră, mobila veche și greoaie, ieșită din garanție de cel puțin 10 ani și sclipirea clanțelor din alamă de la două uși. Am tras în jos storurile de la cele două ferestre și m-am folosit de lanterna stilou pe care o aveam la mine pentru a găsi drumul înapoi la ușă. Am aprins lumina de la întrerupătorul de lângă ea, un candelabru uriaș cu becuri gen lumânare, strident colorate. Am stins candelabrul, lăsând doar o lumină roșie de la o veioză cu picior și am filmat camera într-o privire. Într-un intrând de lângă patul de perete era o despărțitură folosită de obicei pentru schimbatul hainelor, dar care acum era ocupată de un birou încastrat în perete. Pe el era o perie neagră de haine, un pieptăn cu câteva fire de păr, cenușiu între dinți, o cutie cu pudră de talc, o lanternă, o batistă bărbătească mototolită, un teanc de foi de hârtie de scris, o călimară cu cerneală și un toc așezate pe o sugativă și, în general, nimicurile dintr-o valiză ce se pun în sertarele unui birou. Cămașile fuseseră cumpărate dintr-un magazin de confecții bărbătești din Bay City. Pe un umeraș atârna un costum gri închis, iar jos era o pereche de ghete negre. În baie era un aparat de ras, câteva lame, trei periuțe de dinți din bambus, de unică folosință într-un pahar și alte câteva aruncate lângă. Pe scaunul lăsat al toaletei era o carte de Dorsey. De ce ne comportăm ca niște ființe umane? Care avea un semn la pagina 116. Am deschis-o și am citit câteva titluri. Evoluția pe pământ, viață și sex, când a început să sună telefonul în living. Am închis lumina la baie și am traversat camera spre canapea, lângă care pe o măsuță era așezat telefonul. A continuat să sune și de afară i-a răspuns claxonul unei mașini. După ce a sunat și pentru a opta oară, am urmărit nemulțumit și l-am ridicat. Pat, Patril, a întrebat o voce. Habar n-aveam cum ar putea Patril să vorbească. Am mai scos o mormăială. Vocea de la capătul firului era și groasă și răgușită în același timp. Părea vocea unui tip dur. Pat, normal, a rămas tăcut, dar nu a închis. După un timp a spus, Harry Madson la telefon. Ascultă, îmi pare al dracului de rău, dar nu pot să trec astă seară. Te deranjează mult? Normal. Adică, normal. Asta e tot ce știi să zici, ce dracu? Sunt grec. A râs, părea mulțumit de răspuns. Am întrebat, ce fel de periuță de dinți folosești, Harry? O, du-te, dracu, ne vedem pe scări, am spus. Vocea a devenit nervoasă. Ascultă aici, maimuțoile, să nu crezi că, ne poți trage în piept. Îți știm numele, știm telefonul și mai avem și un loc drăgălaș unde te-am putea ascunde dacă nu renunți să-ți mai bagi nasul acolo unde nu e treaba ta, înțelegi? Și să mai știi că Harry nu mai locuiește acolo. Ha, ha. L-ați ridicat, nu? Da, aș putea spune că l-am ridicat. Ce credeai că o să facem cu el? Credeai că îl ducem la un film? Asta e nasul, l-am spus. Bosului nu o să-i placă.
Am întrerupt și am pus telefonul la loc pe măsuță. Apoi mi-am masat mușchii de la ceafă. Am scos cheia plată din buzunar, am șters-o cu o batistă și am așezat-o cu grijă pe masă. M-am ridicat de pe canapea, m-am dus la o fereastră și am ridicat puțin storul, atât cât să pot arunca o privire afară. Dincolo de curtea dreptunghiulară cu palmieri, la același nivel cu cel la care mă aflam eu, un bărbat complet chel stătea în mijlocul camerei fără să facă absolut nicio mișcare. Nu părea a fi un spion. Am lăsat storul la loc, mi-am pus pălăria pe cap și am mers să sting lumina. Am așezat lanterna aprinsă jos pe podea și am deschis ușa cu grijă. Cu clanța înfășurată în batistă, sprijinit de tocul ușii cu 8 degete care arătau ca niște gheare și dintre care doar unul nu era alb ca ceara. Stătea atârnat ceea ce mai rămăsese dintr-un om. Ochii erau vineți și holbați, adânciți în orbite cam cu 3 cm. Se uitau la mine, dar fără să mă vadă. Părul cărunt era năclăit cu sânge purpuriu. Una din tâmple era carne vie și era numai sânge până pe umărul obrazului. Singurul deget care nu era alb era făcut ferfeliță până la a doua falangă. Din ciotul de carne sfârtecată ieșea o așchii de os și ceea ce pe vremuri fusese o unghie i-a târna ca un ciob ascuțit de sticlă. Omul era îmbrăcat într-un costum maro, cu buzunare aplicate, dar nu avea decât 3 și chiar și acestea erau întoarse pe dos, atârnându-i în unghiuri ciudate, cu pânza de culoare închisă a căptușelii la vedere. Zgomotul respirației era foarte îndepărtat și aproape insignifiant, zgomotul pe care îl face atunci când cași pe frunze moi și moarte, căzute la pământ. Avea gura căscată și întinsă ca unul a unui pește și sângele îi bolbolosea înăuntru. În spatele său, coridorul era pustiu și ca un mormânt proaspăt săpat. Niște tocuri de cauciuc au scârțit deodată în porțiunea fără dușmea dintre scara de incendiu. Degetele arcuite ale omului au alunecat de pe tocul ușii și corpul a început o mișcare, legănată. Nu se putea ține pe picioare, i s-au îndoit și corpul i s-a răsucit în aer, ca al unui săritor de la trambulină. Apoi a căzut spre mine. Mi-am încleștat dinții și mi-am depărtat picioarele, prinzându-l de spate. Era greu cât 2 inși la un loc. Am făcut un pas înapoi și aproape că am căzut. Apoi încă 2 și l-am târât pe călcâie din coridor. L-am lăsat jos pe o parte, cât de încet am putut, ghemuit peste el și găfuind. După o secundă m-am îndreptat, am mers la ușă și am închis-o. Apoi am încuiat-o. Am aprins lumina și m-am îndreptat spre telefon. Am murit înainte de a-l atinge. S-a auzit o bolboroseală, apoi un oftat și apoi liniște. Mâna nerănită s-a întors dintr-o dată. Degetele i s-au desfăcut încet într-o mișcare înceată și am rămas așa. M-am dus la el și i-am pipăit artera carotidă, apăsând puternic cu degetele. Nu se simțea nicio mișcare a pulsului. Am scos din portofel o mică oglindă din inox și am ținut tot timp de aproape un minut în dreptul gurii, dar nu s-a aburit deloc. Harry Matson revenise acasă din călătorie. Am auzit clinchetul unei chei în broasca ușii și m-am mișcat rapid. Eram deja în baie când s-a deschis ușa cu pistolul în mână și cu ochii la crăpătura ușii de la baie. Omul a intrat rapid ca o pisică deșteaptă care trece printr-o ușă crăpată. Ochii au clipit la vederea luminii din tavan, apoi s-au uitat în jur, a înțepenit. Corpul său masiv nu și-a mai mișcat niciun mușchi. Stătea acolo și se uita. Părea un bărbat masiv îmbrăcat într-un trench deschiat la nasturi. Părea că vine sau pleacă de undeva. Pe capul mare purta o pălărie gri moale. Avea sprâncene groase și negre și fața trandafirii a unui politician. Iar gura era unei persoane care zâmbește de obicei, dar nu și acum. Avea o față cu oase proeminente și morfolea o țigară de foi pe jumătate fumată, pe care o sucea cu niște zgomote ascuțite. Și-a pus legătura de chei în buzunar și a rostit, Dumnezeule, foarte încet, apoi din nou și din nou. A făcut un pas în față și s-a aplicat peste omul mort, de jos într-o mișcare parcă filmată cu încetinitorul. A atins gâtul omului de jos cu niște degete mari, a clătinat din cap, apoi s-a uitat prin cameră. S-a uitat la ușa întredeschisă a băii, după care mă ascundeam eu.
dar pe figură nu i s-a schimbat nimic. De-abia a murit, a zis el ceva mai tare. L-a omorât în bătaie. S-a ridicat încet și s-a răsucit pe călcâie. Nu îi plăcea lumina din tavan mai mult decât mie. A aprins veioza și a stins luminile din tavan. Apoi s-a răsucit din nou pe călcâie. Umbra i-a înotat pe peretele opus, s-a oprit și s-a lăsat din nou. Și-a plimbat țigara în gură, a scos un chibrit din buzunar și și-a aprins-o cu grijă, răsucind-o atent pe toate părțile deasupra flăcării. După ce s-a stins chibritul, l-a băgat în buzunar. Toate astea fără să își dezlipească privirea de la omul mort de pe podea. A făcut un pas spre canapea și s-a lăsat să cadă într-un colț. Arcurile au scârțit sumbru. S-a întins după telefon fără să se uite la el, cu privirea lipită de mort. Era cu mâna pe telefon când acesta a început să sune din nou. A tresărit. A ridicat din sprâncene și ochii s-au rostogolit în jos, privindu-și trupul masiv de sub trenci. A schițat un rânjet bine studiat. A ridicat receptorul din furcă și a rostit cu o voce bogată pe cantă. Alo, da? Pat la telefon. Din receptor a ajuns până la mine un cârâit uscat, nearticulat. Apoi am văzut fața lui Patril congestionându-se încet până când a ajuns de culoarea cărnii proaspete de vită. Mâna lui mare a scuturat telefonul cu furie. Așa, deci domnul Bicchein, a tunat el în telefon. Ei bine, ascultă aici, capsec, știi ceva? Cadavrul tău e aici, pe mocheta mea. Asta ca să știi și tu unde e. Cum a ajuns aici? De unde dracu vrei să știu eu? Mă întreb pe mine? Tu l-ai omorât aici și să-ți mai zic ceva. O să te coste o grămadă, înțelegi? O grămadă. Eu n-am nevoie de reglări de conturi în casa mea. Ți-l dau pe tavă pe tip și tu îi faci de petrecanie la mine în casă? Luată-l, dracu. O să-mi dai 1000 și niciun cent mai puțin. Iar tu o să vii și să iei ce e aici și când spun asta vorbesc serios, înțelegi? Hârielile au străbătut din nou camera până la mine. Patrul asculta. Privirea îi se mai înmuiase și îi devenise aproape adormită, iar roșața i-a dispărut din obraj. A vorbit mult mai liniștit. Ok, ok, glumeam și eu. Sună-mă jos peste o jumătate de oră. A așezat telefonul și s-a ridicat. Nu s-a uitat spre ușa de la baie, nu s-a uitat nicăieri anume. A început să fluiere, apoi s-a scărpinat pe obraz, a făcut un pas spre ușă și s-a oprit să se mai scarpine odată. Nu știa că nu e nimeni în apartament, dar nici că ar putea fi cineva și nu avea pistol. A mai făcut un pas spre ușă. Big Kim îi spusese ceva la telefon și ideea era că trebuia să plece. A mai făcut încă un pas, apoi și-a schimbat părerea. Ei bine, a rostit eu cu voce tare. Tâmpitul dracului. Ochii s-au rotit rapid prin cameră. Vrea să mă tragă pe mine în piept, nu? Mâna i se ridicase spre lanțul de siguranță. I-a dat însă drumul brusc și s-a plecat peste cadavru. A mișcat puțin corpul, răsucindu-l fără niciun efort pe carpetă și și-a plecat capul să miroase locul unde fusese capul mortului. A clătinat nemulțumit din cap. S-a ridicat în picioare și a apucat cadavrul de sub brațe. A aruncat o privire scurtă spre camera întunecată de baie și a avansat spre mine cu spatele, tărând corpul și mărând cu țigara clămpănindu-i între buze. În părul lui castaniu deschis strălucea lumina veiozei. Era încă aplecat cu picioarele îndepărtate când a ieșit din baie, în spatele lui. S-ar fi putut să mă fi auzit în ultima secundă, dar nu mai avea nicio importanță. Îmi trecuse în pistolul în mâna stângă și în dreapta aveam un mic baston de buzunar. L-am pognit în cap chiar sub urechea dreaptă și am făcut-o cu toată dragostea. Patril s-a prăbușit înainte, peste cadavrul întins pe care îl căra, cu capul între picioarele acestuia. N-a mai mișcat. Am pășit peste el spre ușă și am ieșit. Un gentleman al presei. Pe Western Avenue am găsit o cabină telefonică și am sunat la biroul șerifului. Violet McGee încă mai era acolo, dar se pregătea să plece acasă. L-am întrebat, cum îl cheamă pe cumnatul tău, ăla mic care lucrează la hârtia aia numai bună de aruncat din Bay City? Kincaid, îi se spune Dolly Kincaid, un tip mărunțel. Unde ar putea fi la ora asta?
De obicei se învârte pe la primărie. Cred că acolo se simte mai bine pulsul politicii. De ce? L-am văzut pe Matson. Am zis, n-ai idee pe unde stă? Nu, am vorbit doar la telefon. Ce crezi despre el? O să încerc să-l ajut. Ești acasă diseară? Nu văd de ce n-aș fi. De ce? Nu i-am spus de ce. M-am urcat în mașină și m-am îndreptat spre Bay City. Am ajuns acolo pe la 9. Departamentul poliției avea vreo 6 camere în clădirea primăriei. Am împins o ușă batantă, lustruită de atâta o folosință și am pătruns într-un coridor luminat în care se găsea o masă de recepție. Mai era acolo o centrală telefonică și un bărbat în uniformă în dosul ei. Mi-a sprijinit o mână pe masă și un bărbat în civil, fără haină și cu un toc sub braț, atât de mare că părea un picior de lemn lipit de coaste, și-a ridicat un ochi de pe ziarul pe care îl citea și a mormăit. Da? După cum a făcut să sune scuipătoarea de lângă el, fără a-și mișca fața mai mult de 2 cm. Îl caut pe un tip pe nume Dolly Kincaid. Ai ieșit să mănânce, eu îi țin locul, a spus el cu o voce puternică și indiferentă. Mulțumesc, aveți pe aici o cameră a presei? Normal, avem și o toaletă, vrei să le vezi? Eu încet i-am zis, n-am de gând să vă fac curățenie în oraș. A nimerit din nou scuipătoarea. Camera de presă e mai încolo, pe hol, dar nu-i nimeni în ea acum. Dolly ar trebui să se întoarcă, dacă nu s-o fi înfundat în vreo bombă. Un tânăr mărunțel cu fața delicată și rozalie și cu privire inocentă și-a făcut apariția în hol, cu un hamburger pe jumătate mâncat în mâna stângă. Pălăria, care arăta exact ca o pălărie de reporter din filme, îi stătea împinsă spre ceafă, pe un păr blond, tun scurt. Era deschiat la gulerul cămășii și cravata cu nodul într-o parte îi stătea peste haină. Singurul aspect care nu se potrivea cu imaginea vânătorului de știri senzaționale din filme era că nu era beat. A întrebat cu voce indiferentă. Arde ceva, băieți? Tipul brunet în civil a făcut din nou scuipătoarea să răsune și a răspuns. Se aude că primarul și-ar fi schimbat izmenele, dar s-ar putea să fie doar un zvon. Tânărul mărunțel a zâmbit mecanic și s-a întors să plece. Polițistul i-a spus. Tipul ăsta vrea să-ți vorbească, Dolly. Kincaid a mușcat din hamburger și s-a uitat la mine plin de speranță. Sunt un amic de lui Violet. Putem vorbi undeva? Hai să mergem în camera de presă, a spus el. Polițistul brunet s-a uitat lung după mine în timp ce ne îndepărtam. Avea o privire de parcă ar fi căutat pe cineva cu care să se bată. S-o fi gândit că poate eu eram acela. Am străbătut holul până la capăt și am intrat într-o cameră cu o masă lungă și goală, plină de zgârieturi, cu 3 sau 4 scaune de lemn și o mulțime de ziare aruncate pe jos. La un capăt al mesei erau 2 telefoane și exact pe centru fiecărui perete se afla câte un tablou, cu rama pătată de murdărie de muște. Washington, Lincoln, Horace Greeley și încă unul pe care nu l-au recunoscut. Kincaid a închis ușa, s-a așezat pe un colț al mesei și a pus piciorul de jos peste cel de sus și a luat o ultimă gură din sandwich. I-am spus, numele meu e John Dalmas și sunt detectiv particular în Los Angeles. Ce-i spune de o plimbare până pe Alter Street, la numărul 726? În timpul ăsta mi-ai putea povesti câte ceva despre cazul austrian. Dar mai întâi sună-l pe McGee să-l întreb de mine. I-am întins o carte de vizită. Tânărul Rosaliu a alunecat rapid de pe masă, a vărât cartea de vizită în buzunar, fără măcar să o citească. S-a apropiat de mine și mi-a șoptit la ureche. Stai așa. A pășit în vârful picioarelor spre tabloul înrămat al lui Horace Greeley. L-a luat de pe perete și a apăsat pe o mică porțiune pictată de pe el. Vopseaua a cedat. Fusese pusă probabil acolo ulterior. Kincaid s-a uitat la mine și a ridicat din sprâncene. Am înconvințat. A târnat tabloul la loc și s-a întors lângă mine. Un microfon, a respirat el adânc. Ți-e clar că n-am idee cine ascultă și când sau măcar dacă drăcia funcționează. Cred că Horace Greeley a murit de plăcere dacă ar ști, am spus eu. Da, pulsul politic e aproape mort astă seară. Cred că aș putea să ies, oricum.
Al de spain o să-mi țină locul. Acum vorbea tare. Polițaiul ăla mare și brunet, ce-i cu el? Ce-a pățit de ei așa scârbit? E degradat temporar și l-au detașat la supraveghere activă. Nici măcar nu e de serviciu noaptea asta. Se învârte și el pe aici și e atât de turbat că nu l-ar putea da afară nici cu toate forțele de poliție din oraș. Am ridicat din sprâncene, arătând spre microfon. E în regulă, a spus Kincaid. Trebuie să le mai bași câte ceva ca să aibă ce să rumece. A mers până la o chiuvetă murdară dintr-un colț și s-a spălat pe mâini, folosind un strop de săpun lichid, după care s-a șters cu o batistă de-a lui din buzunar. Tocmai și-a băgat la loc când s-a deschis ușa. Un bărbat scund între două vârste, cu părul grizonat, a rămas în cadrul ei, uitându-se la noi cu o figură impasibilă. Dolly Kincaid a zis, în seara, șeful, pot să fac ceva pentru dumneavoastră? Șeful m-a privit în tăcere, fără să pară, se bucura că mă vede. Avea ochii de culoarea verde marin, o gură strânsă și subțire, un nas de copoi și o piele de o nuanță nesănătoasă. Nu părea suficient de înalt pentru a fi copoi. A înclinat ușor din cap și a întrebat, cine e amicul? Este un prieten de-al cumnatului meu. E detectiv particular în LA. Ia să vedem. Kincaid a început să se scotocească disperat prin buzunare căutând cartea mea de vizită. Nici măcar nu-mi reținuse numele. Șeful s-a repezit. Ce înseamnă asta? Un detectiv particular? Ce treabă ai pe aici? N-am spus că am venit cu vreo treabă, i-am zis. Mă bucur să aud asta. Mă bucur foarte mult. A deschis și a ieșit repede, trântind ușa după el. Șeful Anders e un tip dat naibii, a zis cu voce tare Kincaid, nici că se putea mai bine. Mă privea ca un șoarece încolțit. Așa-s toți, am zis și eu, la fel de târfe, în Bay City. Pentru o clipă am crezut că o să leșine, dar a rezistat. Am ieșit în fața primăriei și ne-am urcat în mașina mea. Am oprit pe Alter Street, peste drum de reședința doctorului Leland Austrian. Era o noapte fără nicio audiere de vânt și luna era ușor învăluită în ceață. Dinspre faleză, de lângă plajă, venea o adiere plăcută, cu miros de apă sărată și alge. În zona portului pentru iahturi se vedeau mici lumini săltărețe și se dezlușeau contururile întunecate ale celor trei cheiuri. Departe, în larg, se vedea un barcaz mare de pescuit cu ghirlande de lumini între cele două catarge și din vârfurile lor spre Prova și spre Pupa. Era mult prea luminat ca să nu te gândești că pe el se petreceau cu totul altfel de lucruri decât banalul pescuit. În porțiunea aceea, Altair Street era o fundătură tăiată de o poartă metalică ornamentală, în zidul care împrejmuia o proprietate. Casele erau așezate doar pe o margine a străzii, pe parcelele de aproximativ 10 acri fiecare, frumos aranjate. Pe partea dinspre mare era o alee îngustă și un zid jos, după care venea povărnișul abrupt al falezei. Dolly Kincaid stătea cu spatele lipit de banchetă, în colțul lui, fața fiind iluminată din când în când de capătul aprins al țigării. Casa austriană era cufundată în beznă, excepție făcând un mic bec din intrândul în care se afla ușa principală. Casa avea fațadă de structură, un zid din cărămidă în fața pajiștii de la stradă, porți din metal și garajul lângă intrare, în interiorul zidului. De la garaj pornea o alee asfaltată, care ducea la o intrare laterală în casă. Pe zid, lângă porțile metalice, era o placă de bronz pe care bănuiam ce scrie Leland M. Austrian, doctor. Bun, am zis, și acum care-i treaba cu cazul austrian? Nicio treabă, a zis Kincaid încet, doar că mă bași pe mine în încurcături. De ce? Trebuie să fie auzit cineva la microfonul ăla când ai pomenit de adresa lui austrian. Altfel nu se explică de ce a apărut șeful, Anders. Părerea mea e că de Spain și-a dat seama că sunt copoi și asta doar dintr-o privire. Poate că el i-a spus. Nu, nici vorbă de așa ceva. Despain îl urăște de moarte pe șeful. Ce dracu, doar până acum o săptămână era locotenent detectiv. A
Anders e cel care nu vrea să ne amestecăm în cazul ăsta. El ne-a interzis să mai scriem despre el. Mișto presă mai aveți în Bay City. Atmosfera e mișto, iar presa e doar adunătură de slugoi. Ok, am zis, ai un cumnat care e detectiv la biroul șerifului. Toate ziarele din LA țin cu șeriful, mai puțin unul. Tipul locuiește în orășelul acesta și, la fel ca mulți alții, nu își păstrează o grada prea curată. În concluzie, ți este frică, nu? Dolly Kincaid și-a aruncat țigara pe geam. Am urmărit-o cum descrie un arc de cerc roșu până pe aleea strâmtă. M-am întins și am apăsat pe demaror. Te rog să mă ierți, am spus, nu o să te mai deranjez. Am băgat în viteză și mașina a apucat să facă câțiva metri până ce Kincaid s-a hotărât să tragă frâna de mână. Nu sunt un laș, a spus el bățos, ce vrei să știi? Am tăiat contactul și m-am lăsat pe spate cu mâinile întinse pe volan. Mai întâi, de ce i-a fost retrasă autorizația lui Matson? E clientul meu acum. Oh, Matson, tipii au zis despre el că a încercat să-l șantajeze pe doctorul austrian. Nu numai că i-au retras autorizația, dar l-au și gonit din oraș. Doi băieți cu pistoalele l-au saltat într-o noapte, la o plimbare cu mașina și l-au pus să aleagă. Ori pleacă din târg, ori... Tipul s-a dus la departament și a spus ce i s-a întâmplat. Ai fi putut să le auzi râzetele de la câteva blocuri de acolo. Nu cred că ei doi erau polițai. Cunoști pe cineva numit Big Kin? Dolly Kincaid s-a gândit un timp. Nu, șoferul primarului, un caragios pe care îl cheamă Moss Lawrence, are o față pe care ai putea așeza și un pian, dar nu am auzit vreodată să-l cheme cineva Big Kin. Mai înainte a lucrat pentru Vance Conrit. Ai auzit de Conrit? Sunt sătul până în gât de el, am spus. Dacă acest Conrit avea chef să scape de un tip care îl deranja, mai ales de vreunul care făcea valuri pe aici prin Bay City, Lorenz era exact omul pe care l-ar fi folosit. Și asta pentru că primarul l-ar fi acoperit până la un punct. De cine să scape, a zis Dolly Kincaid cu vocea brusc, îngroșată și tensionată. Nu numai că l-a gonit pe Matson afară din oraș, am spus. L-a urmărit până la un apartament din Los Angeles și un tip pe nume Big Kin a început să facă presiune asupra lui. Probabil Matson continua să se ocupe de ceea ce se ocupase și mai înainte. Iisuse, a șoptit Kincaid, n-am auzit nimic de așa ceva. Nici poliția e din LA, până să plec eu. L-ai cunoscut pe Matson? Vag. Crezi că era un tip corect? Ei bine, corect cât poate să... Ei bine, da, cred că era ok, Iisuse. Să îl elimine? Era atât de corect încât poate să fie un detectiv particular. A chicotit, dar mai mult din cauza nervilor și a șocului decât din amuzament. O mașină a întors în capul străzii și a parcat lângă trotuar. Apoi luminile ei s-au stins. Nu a coborât nimeni din ea. Ce știi despre doctorul austrian? L-am întrebat. Unde era când a fost omorâtă nevasta? Pe toți dracii, a sărit Kincaid în sus. Cine a spus că nevasta a fost omorâtă? Eu cred că asta încerca Matson să spună. Dar părerea mea este că încerca să scoată mai mulți bani ca să nu spună decât ca să spună. Oricum nu le-a convenit, dar metoda pe care a ales-o îl ducea în mod sigur la întâlnirea cu capătul unei țevi de plumb. După părerea mea, Corrid a aranjat treaba pentru că nu îi convenea să existe un martor care să-l incrimineze. Nu vorbim aici de ciubucurile oficiale. Pe de altă parte, ar fi fost mai convenabil pentru reputația clubului lui Conrad ca doctorul austrian să își fi omorât nevasta, decât ca ea să se fi sinucis pe motiv că și-a pierdut toți banii la ruleta lui Conrad. Poate nu cu mult mai convenabil, dar oricum, ar fi fost mai bine. Așa că nu îmi dau seama de ce să fi pus Conrad un premiu pe capul lui Matson. Doar pentru că acesta spunea în stânga și în dreapta că nevasta doctorului a fost asasinată. Mă gândesc că poate tipul mai spunea și alte chestii în afară de asta. Toate speculațiile astea te-au dus spre vreo concluzie? M-a întrebat Kincaid politicos. Aiurea, sunt doar chestii la care mă gândesc noaptea, în timp ce mintind crema pe față.
Povestește-mi despre tipul ăla, laboratorul care a luat probele de sânge. Cine e? Kincaid și-a mai aprins o țigară și s-a uitat la mașina care întorsese în capătul străzii. Aceasta își aprinsese din nou farurile și începuse să ruleze încet înainte. Unul pe care îl cheamă Greb, a spus el, are o cămăruță în blocul mediciniștilor și lucrează pentru doctori, când e nevoie. Neoficial? Neoficial, dar oricum nu există personal calificat în zonă. În orășelul ăsta, până și agenții care acționează incognito trebuie să facă de serviciu o săptămână pe an ca procurorii în procesele publice, așa că ce dracu. Șeful îi manipulează cum vrea el. De ce ar face-o? Mă gândesc că poate primarul îi dă ordine la sugestia vreunea din jucătorii pentru care lucrează Vance Conrad. Sau poate chiar a lui. Poate lui Conrad nu i-a convenit că vreun boss de-a lui să afle că e amestecat într-o afacere cu morți ce ar putea afecta afacerile clubului, astfel încât acesta să fie eventual închis. Corect, am spus. Se pare că tipul ăla nu prea știe unde stă. Mașina se mișcă în continuare de-a lungul trotuarului, dar cu luminile stinse din nou. Și până mai sunt încă sănătos, a zis Dolly Kincaid, ar trebui să știi că asistenta de la biroul doctorului austrian a fost nevasta lui Matson, o roșcată halitoare de bărbați, făcută numai din curbe. Și eu mă dau în vânt după ștrampii bine umpluți, am spus. Dar acum trebuie să ieși rapid pe ușa aia, să treci în spate și să stai culcat. Iisuse, fă ce ți-am spus acum. Ușa din dreapta s-a deschis și omulețul s-a prilins afară ca un fum. Apoi ușa s-a închis. Am auzit cum se deschide portiera din spate, am aruncat o privire scurtă și l-am văzut cum se chircește pe podeaua mașinii. M-am strecurat pe sub volan, pe scaunul pe care stătuse el, am deschis din nou portiera dreaptă și am coborât pe trotuar. Mașina cealaltă se apropiase destul de mult de a mea. Farurile i-au clipit din nou și m-am lăsat rapid în jos. Lumina a deviat cât să măture mașina mea, apoi s-a stins iarăși. Am putut să o văd mai bine. Era un cupe mic și întunecat. Timp de un minut nu s-a întâmplat nimic. Apoi ușa din stânga s-a deschis și un tip bondoc a coborât în stradă și a traversat-o spre mine. Mi-a scos arma de sub braț și mi-am înfipt-o sub curea, după care mi-am încheiat nasturul de sus al hainei. M-am ridicat, am ocolit mașina și am ieșit în întâmpinare. Când m-a văzut, a încremenit. Mâinile îi atârnau goale pe lângă corp și în gură avea o țigară. Poliția, mi-a zis. Mâna dreaptă i s-a mișcat încet spre buzunarul hainei. Frumoasă noapte, nu-i așa? Da, am spus, cam cețoasă, dar mie îmi place ceața. Îmi prospătează aerul și... Unde e tipul celălalt? Mi-o tăie el. Ce? Pe mine nu mă prostești, străină. Am văzut o țigară aprinsă în partea din dreapta a mașinii. Eu eram, mi-am spus, dar am știut că e împotriva legii să fumez pe scaunul din dreapta al mașinii. O, un maimuțoi deștept. Cine e și ce îmbârzi pe aici? Fața lui mare și unsuroasă sclipea în cerul aerul cernut al nopții. Numele-i O'Brien, am zis. Tocmai am picat din San Mateo într-o călătorie de plăcere. Mâna era aproape de buzunar. Ia să vedem permisul de conducere, mi-a zis. S-a apropiat să îl ia, astfel că ne-am fi putut atinge dacă am fi întins amândoi brațele unul spre celălalt. Ia să vedem ce îți dă dreptul să-mi cer permisul de conducere, am spus eu. Mâna lui a făcut o mișcare bruscă. Am fost și mai rapid și am îndreptat pistolul spre stomac. Mâna i-a înghețat și a încremenit ca într-un bloc de gheață. A zis cu voce gravă. Ai permis pentru chestia aia? Oricând. Ia să vedem insigna și după aia îl punem la loc. Să nu îmi spui că o ții în locul ăla pe care te așezi. A mai stat un minut încremenit. Apoi a privit în lungul străzii de parcă ar fi sperat să mai apară o mașină. În spatele meu din mașină se auzea o respirație ușoară sibilantă. Nu aveam idee dacă bondocul o auzea și el. Propria lui respirație era atât de grea că ar fi putut să calce și o cămașă cu ea. O, la dracu, lasă baltă cu jmecherile astea, a izbucnit el deodată cu furie. Știu că nu ești decât un prăpădit de detectiv de două parale din Los Angeles. Am mai saltat prețul între timp, am zis, am urcat la 30 de cenți. Du-te, dracu, n-avem chef să-ți bagi nasul pe aici, te-ai prins? De data asta doar îți spun. S-a răsucit pe călcâie și a traversat strada până la cupeul lui.
A ridicat un picior să intre în mașină, apoi gâtul lui gros s-a răsucit și fața i-a sclipit din nou spre mine. Pleacă dracu de aici, mi-a zis, înainte să te trezești într-un boschet. Salut, pisuiaș grăsuț, i-am zis, mă bucur că te-am surprins cu pantalonii pe vine. S-a urcat în mașină, a pornit-o cu o zmucitură, a întors în scrâșnetul cauciucurilor și a dispărut în josul străzii ca o săgeată. Am sărit și eu într-a mea și m-am luat după el. Eram doar la un bloc distanță în urma lui când a oprit la intersecția cu Arguello Boulevard. A luat-o la dreapta, eu am făcut-o la stânga. Dolly Kincaid s-a ridicat și și-a pus bărbia pe partea de sus a banchetei din spatele meu. Știi cine era tipul? M-a întrebat el respirând cu greu. Trigger Wims, mâna dreaptă a șefului. Ar fi putut să te împuște. Da, și Fanny Bryce ar fi putut să se nască cu un râs de porc, i-am spus eu. Cât pe aici? Am mai condus puțin și am oprit ca să îl las să vină în față. Unde e mașina? L-am întrebat. Cum unde? La primărie, în parcarea poliției. Ghinion, am zis, va trebui să iei autobuzul până în Los Angeles. Ce dracu, doar trebuie să mai petreci și tu câte o seară la sora ta. Mai ales seara asta. 4. Femeia roșcată. Drumul pe care conduceam era sinuos și întortocheat. Pe la poalele dealurilor, printre luminile răzlețe spre nord-vest și dese înspre sud ca împunsăturile dintr-un goblen. Cele trei cheiuri păreau niște creioane de lumină așezate pe o bucată de catifea neagră. În canioane era ceață și aerul avea un is sălbatic, dar deasupra era senin. Am ocolit o stație servis micuță închisă noaptea și am pătruns într-un alt canion, mai larg, trecând pe lângă o împrejmuire care părea foarte scumpă și care închidea o proprietate invizibilă. Apoi casele s-au risipit și mai mult de-a lungul dealurilor, iar mirosul mării a devenit și mai puternic. Am făcut la stânga pe după o casă cu un turnuleț rotund și alb și am trecut prin stâlpi, singurii stâlpi luminați pe o porțiune de câțiva kilometri, până în fața unei clădiri albe aflată aproape de autostrada de coastă. Lumina se strecură printre draperiile ferestrelor de-a lungul unei coloane arcuite din stucatură albă, făcând să clipească ușor mașinile parcate în diagonală de jur împrejurul unei peluze ovale. Ajunsesem la Club Conrit. Nu aveam o idee prea clară asupra motivului pentru care venisem acolo, dar se părea că aceasta era unul din locurile unde trebuia să vin. Doctorul austrian încă se mai aventura prin diverse locuri neștiute ale orașului, făcând vizite la pacienți fără nume. Aflasem că obișnuia să-și facă apariția în jur de 11 seara. Acum era 10 și jumătate. Am parcat mașina într-un loc liber și am pășit sub colonadă. Un negru de 1,80 m îmbrăcat într-o uniformă de mareșal de operetă din America de Sud a tras jumătate dintr-un grilaj metalic imens dinăuntru și mi-a spus: cartea dumneavoastră, vă rog, domnul. I-am pus câteva bancnote de un dolar împăturite în palma lui Liliachie. Degetele lui enorme de ebonită s-au închis deasupra banilor ca ghearele unei dragline într-o grămadă de pietriș. Cealaltă mână mi-a cules o scamă de pe umărul stâng și mi-a înfipt-o o insignă de metal sub batista din buzunarul exterior de la haină. Șeful nou din peșteră e un dur, mi-a șoptit el. Vă mulțumesc, domnul. Vrei să zici fraier, am spus și am trecut pe lângă el. Holul, ei îl numeau foyer, arăta ca un aranjament făcut de studiourile MGM pentru melodiile de pe Broadway din 1980. În lumina artificială părea să fi costat $1.000.000 și era suficient de mare ca să adăpostească un teren de polo. Covorul nu era chiar atât de gros ca să-mi atingă gleznele. În spate era o scară îmbrăcată în crom, care arăta ca un pasaj de pe un vapor și care ducea spre sala de mese. Iar în capul ei era un șef de sală italian cu figură de clean, cu un zâmbet artificial, o vipușcă de 5 cm la pantalon și un teanc de meniuri aurite sub braț. Mai era și o scară curbată cu balustradă, ca șinele emailate în alba al unei sănii. Acesta ducea probabil la etajul al doilea, unde era sala de jocuri. Tavanul era plin de steluțe care sclipeau.
În spatele intrării în bar, care era întunecată și vag roșiatică, precum un coșmar abia uitat, era o oglindă rotundă, uriașă, în capătul unui intrând alb cu o perucă egipteană deasupra. În fața oglinzii, o doamnă în verde și aranja părul platinat. Rochia de seară era atât de decoltată la spate, încât îi se vedea lunița de efect pe care și-o lipise pe mușchiul lombar, cam la 2 cm de locul unde ar fi trebuit să-i vină elasticul chiloților. Asta în cazul în care ar fi purtat așa ceva. O fată din personal îmbrăcată într-o pijamă de culoare piersicilor înfloriți, cu mici dragoni pe ea, a venit să-mi ia pălăria și a privit dezaprobator la hainele mele. Avea ochii tot atât de negri, lipsiți de expresii și strălucitori ca tocurile unor pantofi de seară din piele, făcuți în serie. I-am dat o monedă de un sfert de dolar și mi-a păstrat pălăria. O fată care vindea țigări și-a făcut apariția în pasajul dinspre restaurant, cu o tăviță de mărimea unei cutii de bomboane de 2 kg. În păr avea pene și destulă îmbrăcăminte ca să o poată ascunde sub un timbru de 3 cenți. Unul din picioarele ei lungi, goale și superbe, era auriu, iar celălalt argintiu. Avea expresia rece și desprețuitoare a unei dame care își aranjează întâlnirile amoroase cu așa de mult timp înainte încât trebuie să se gândească de două ori până să accepte un rendezvous cu un maharajah cu un coș plin de rubine sub braț. M-am îndreptat spre lumina crepuscula a barului. Înăuntru se vorbea încet. Dintr-un colț veneau acordurile unui pian și un tenor cânta Micul meu cowboy, tot atât de confidențial ca un barman care îți amestecă un Mikey Finn. Încet, încet, lumina purpurie a devenit ceva prin care puteam și eu să văd. Barul era destul de plin, dar nu aglomerat. Un bărbat a izbucnit într-un hohoz de râs destul de fals și pianistul și-a exprimat nemulțumirea ciocănind nervos cu unghia în lemnul pianului. Am ochit o masă liberă, m-am dus la ea și m-am așezat cu spatele la perete. Vizibilitatea mi s-a mai îmbunătățit și deja puteam să-l văd pe cowboy-ul cântăreț. Avea părul roșu și atât de ondulat că părea pus pe bigodiuri. Fata de la masa de lângă mine era și ea roșcată. Avea părul despărțit cu cărare pe mijloc și atât de strâns la spate de parcă l-ar fi urât. Avea niște ochi mari închiși la culoare și flămânzi, trăsături volturești și nu era fardată, exceptând gura care îi sclipea ca o reclamă de neon. De-o piesul ei de stradă avea reverele ridicate și umerii foarte largi. Pe sub haină purta un flanel strâns pe gât. Oranj și la pălăriuța gen Robin Hood pe care o purta pe cap avea o pană neagră cu oranj. Mi-a zâmbit și i-am văzut dinții sclipitori și ascuțiți ca o seară de Crăciun pentru un cerșetor. Nu am răspuns zâmbetului. Și-a golit paharul și a bătut cu el în masă. Un chelner cu o hăinuță deschisă a apărut din neant și a venit lângă noi. Scoci cu sifon, a ordonat femeia. Avea o voce tare stridentă și un accent de bețivă. Chelnerul s-a uitat la ea, apoi și-a mișcat ușor obrazul și s-a uitat și la mine. Bacardi cu grenadină, am spus eu. Chelnerul a dispărut și fata a spus, o să-ți facă rău, băiete. Nu m-am uitat la ea, deci n-ai chef de joacă, a spus ea leneșă. Mi-am aprins o țigară și am suflat fumul în aerul purpuriu. N-ai decât să te duci să te împuști, a zis fata, aș putea agăța zeci de gorile ca tine în orice bloc de pe Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, rahat, o grămadă de șmecheri fără muncă și blonde cu figuri de peștoaice, care se chinuie să-și frângă mahmureala. Cine a zis ceva de Hollywood Boulevard? Tu ai zis, cine altul decât un tip de pe Hollywood Boulevard n-ar răspunde unei fete care îl insultă în mod civilizat? Încă nu m-a insultat, am spus. Caracterul meu e de vină, frumosule. Chelnerul s-a întors cu băuturile. M-a servit pe mine primul. Fata a zis tare, am senzația că nu ești obișnuită să servești doamnele. Chelnerul i-a dat paharul de scotch cu sifon. Vă cer scuze, doamnă, i-a spus el cu voce de gheață. Bineînțeles, mai treci pe aici din când în când și poate o să-ți fac și manicura, dacă o să găsesc vreo sapă pe undeva. Prietenul meu o să-ți plătească pentru asta.
Chelnerul s-a uitat la mine, ea m-a oferit o bancnotă și o ridicare de număr drept, din numărul drept. A scos niște mărunții și a oprit bacșișul și a dispărut printre mese. Fata și-a luat paharul și a venit la masa mea. Și-a pus coatele pe masă și și-a luat obrajii în palme. Măi, măi, un cheltuitor, a spus ea, nu credeam că se mai fabrică din ăștia. Cum mă găsești? Mă mai gândesc, am zis, vorbește mai încet dacă nu vrei să te dea ăștia afară. M-aș mira, doar dacă îți sparg vreo oglindă, plus că eu și bosul lor ne avem, uite așa. Și-a agățat cele două degete arătătoare îndoite. Ei, asta în caz că aș da de el, a râs fals și a sorbit puțin din pahar. Te-am mai văzut pe aici? Se prea poate. Tu pe unde mai ai mai văzut? În mii de locuri. Da, chiar așa, în ziua de azi o fată nu-și mai poate păstra individualitatea, dar nici nu poate să-și o recupereze dintr-o sticlă, i-am spus. Vorbești prostii, ți-aș putea da o mulțime de nume ale unor tipi importanți care se duc la culcare cu câte o sticlă în fiecare mână și care au nevoie de o injecție în braț ca să nu se trezească urlând. Da, am zis, e scroș de cinema, nu? Da, eu lucrez pentru un tip care îi înțeapă în braț. $10 înțepătura, câteodată 25 sau chiar 50. Pare o afacere bună, am zis. E bună, atâta timp cât ține. Crezi că o să mai țină? Oricând poți te muți în Palm Springs dacă te zboară ăștia de aici. Cine să zboare? Pe cine? Și de unde? N-am idee, am zis. Despre ce vorbeam? Era roșcată, nu era frumoasă, dar avea curbe și lucra pentru cineva care făcea tot felul de injecții în braț. Mi-am lins buzele. Un bărbat masiv și brunet a apărut în ușa barului și a rămas acolo, așteptând ca ochii să îi se obișnuiască cu lumina. Apoi a început să studieze locul fără grabă. Privirea i s-a plimbat până la masa unde eram noi și a împins pieptul înainte și a pornit spre noi. Oho, a zis fata, gorila localului, te descurci? Nu i-am răspuns și a pleznit obrajii palis cu o mână palidă care părea puternică și mi-a aruncat o ochiadă. Pentru ea venise tipul în bar, dar acum se uita la mine. Avea părul întins, închis și lucios deasupra ochilor cenușii și a sprâncenilor care păreau trase cu creionul. O gură frumoasă de actor și un nas care îi fusese spart, dar a făcut destul de bine. A vorbit aproape fără să-și miște buzele. Nu te-am mai văzut pe aici în ultima vreme, sau mă înșală memoria? N-am idee, am spus, ce încerc să-ți aduci aminte? Numele tău, doctore. Renunț, am zis, nu ne-am cunoscut niciodată. Am scos insignia de pe buzunarul hainei și am pus-o pe masă. Ăsta e biletul de intrare de la tamburul major de la ușă. Mi-am scos o carte de vizită din portofel și am pus-o lângă insignă. Aici e numele meu, vârsta, greutatea, înălțimea, cicatrici, dacă sunt, și numărul condamnărilor. Am venit să-l văd pe Conrad. A ignorat insigna și a citit cartea de vizită de două ori. A întors-o și s-a uitat pe spatele ei. A întors-o din nou pe față și a lăsat o mână pe spătarul scaunului și mi-a acordat un zâmbet prăfuit. Nu s-a uitat la față nici atunci și nici altădată. A frecat suprafața mesei cu muchia cărții de vizită, producând un scârțit ca de șoricel. Fata și-a ridicat privirile în tavan, părea pe punctul de a țipa. Bărbatul mi-a spus cu voce uscată, deci ești unul din ăia, îmi pare foarte rău, domnul Conrad a trebuit să plece în nord într-o călătorie de afaceri. A luat un avion ceva mai devreme. Fata a spus, înseamnă că era sosia lui aia pe care am văzut-o eu, după amiază pe Sunset and Wine, într-o limuzină cort gri. Nu s-a uitat la ea, a zâmbit ușor. Domnul Conrad nu are limuzină, cort gri. Nu te lăsa prostit de el, a zis fata. Păriesc că e sus în clipa asta, aranjând vreo ruletă. Bărbatul brunet nu s-a uitat la ea nici de data asta. Stilul în care nu s-a uitat la ea era mai categoric decât o palmă. Am văzut-o pălind ușor. A rămas palidă. Am spus, aici nu e, dincolo nu e. Mulțumesc pentru că m-ai ascultat. Rămâne pe altă dată. Bineînțeles, dar nu ne trebuie priviri particulare pe aici. Regret mult. Mai spune o dată, regret mult și o să țip. Ajută-mă, a spus roșcata. Bărbatul brunet mi-a pus cartea de vizită în buzunarul exterior de la piept al hainei de seară cu niște gesturi normale și a împins scaunul în spate și s-a ridicat. Știi cum e treaba, a spus el, așa că
Fata a scos un fel de cotcodăcit și a aruncat băutura în față. Brunetul s-a retras brusc doi pași și a scos o batistă albă din buzunar. Și-a tamponat ușor fața și și-a scuturat capul. Când și-a lăsat batista jos, pe pieptul cămașii avea o pată mare și udă, iar gulerul lui era o ruină. Regret mult, a spus fata, am avut senzația că ești o scuipătoare. Brunetul și-a lăsat mâna în jos și marginea de jos a dinților i-a sclipit. Scoate de aici, a mărit el, scoate de aici repede. S-a întors și s-a îndepărtat repede printre mese, ținându-și batista în dreptul gurii. Doi chelneri cu haine de serviciu s-au apropiat de masa noastră și au rămas acolo privindu-ne nemișcați. Toată lumea din local era cu ochii pe noi. Prima repriză, a spus fata, spectacol lejer, amândoi boxerii au fost prudenți. Nu cred că mi-ar place să fiu cu tine, să am ghinionul, să nu-ți fiu pe plac. Capul i-a tresărit. În lumina stranie purpurie, fața ei palidă părea că sare spre mine. Chiar și buzele ei rujate păreau acum uscate. Și-a dus mâna la gură înțepenită ca o gheară, a tușit uscat, ca un tuberculos și s-a întins după paharul meu. A sorbit bacardiul cu grenadină cu înghițituri mari, lacomă. Apoi a început să tremure. S-a întins și a poșeta de pe masă și a dat-o jos. Poșeta s-a deschis și din ea au ieșit niște lucruri. O tabacheră din metal s-a răstogolit până sub scaunul meu. A trebuit să mă ridic să dau scaunul la o parte pentru a o lua. Un din chelneri era în spatele meu. Pot să vă ajut? M-a întrebat el suav. Eram încă aplecat când paharul din care băuse fata a căzut pe masă și s-a rostogolit, spărgându-se apoi pe podea chiar lângă mâna mea. Am ridicat tabachera. M-am uitat la ea întâmplător și am văzut că avea capacul decorat cu fotografia unui bărbat brunet și osos. Am pus-o la loc în poșetă și am apucat fata de braț, în timp ce chelnerul care îmi vorbise s-a strecurat pe lângă mine și a apucat-o de celălalt braț. Fata ne-a privit cu niște ochi de orb, în timp ce își mișca capul într-o parte și alta, ca atunci când ai gâtul înțepenit. Mami e pe picior de plecare, a croncănit ea, și am început să traversăm barul cu ea. Își ducea înainte picioarele într-un mod aiurit și își muta greutatea dintr-o parte în alta, de parcă ar fi vrut să ne enerveze cu tot din adinsul. Chelnerul înjura încet ca pentru el, într-o joaptă monotonă. Am ieșit din lumina purpurie în foaierul strălucitor. Toaleta pentru dame, a mărit chelnerul arătând spre o ușă care arăta ca intrarea laterală din Taj Mahal. Înăuntru e o colorată de categoria grea care poate să facă orice. Rahat, toaletă pentru dame, a zis fata pe un ton răstit. Și ia laba de pe mine, stewardezule, mi-ajunge brațul prietenului meu. Nu este prietenul dumneavoastră, doamnă, nici măcar nu vă cunoaște. Cară-te, golane, ori ești prea politic, ori nu ești deloc. Cară-te până nu-mi uit educația și te bubui. Ok, am spus eu, o să o scot eu la aer. A venit singură? Nu văd niciun motiv pentru care să nu o faceți, a spus el și s-a îndepărtat. Șeful chelnerilor a parcurs jumătate de drum pe puntea lui de corabie și s-a oprit uitându-se la noi cu o privire asemănătoare. Iar fata de la garderobă ne-a privit la fel de plictisită ca un arbitru la un meci de deschidere de 4 reprize. Mi-am scos noua prietenă în aerul rece și cețos. Am dus-o pe sub colonadă și am simțit corpul lipindu-se de al meu și revenindu-și destul de rapid. Ești un băiat drăguț, mi-a spus ea încet. Cred că mi-am jucat rolul la fel de aiurea ca o cusătură cu ața albă. Ești un băiat drăguț, domnule. Nu credeam că o să scap cu viața de acolo. De ce? Îmi făcusem o idee greșită despre cum să scot niște bani. Dar mai bine să o las baltă, să o las lângă celelalte idei tâmpite care mi-au trecut prin cap toată viața. Poți să vin cu tine? Aici am ajuns cu un taxi. Bineînțeles. Poți să știu cum te cheamă? Helen Matson, a zis ea. Acum nu mai aveam niciun dubiu. Ghicisem însă de mult. Încă se mai sprijinea de mine când am coborât alea pavată spre parcare. Când am ajuns lângă mașina mea, i-am descuiat portiera și am ținut-o până ce s-a urcat. S-a lăsat pe spate pe banchetă și și-a sprijinit capul pe spătar. Am trântit portiera, apoi am deschis-o din nou.
Vrei să-mi spui ceva? Cine-i tipul cu poza de pe tabacheră? Am senzația că l-am mai văzut undeva. Și-a deschis ochii. O poveste veche, a spus ea, care s-a terminat. El și-a horbat ochii și gura i s-a deschis larg, în timp ce am auzit un foșnet și ceva tare mi s-a înfipt în spate. O voce mi-a șoptit. Nici o mișcare, amice, jaf înarmat. Apoi un tun naval mi s-a descărcat în ureche și capul meu a devenit un joc de artificii explodând în înaltul cerului, apoi împrăștiindu-se și căzând încet, se stinse. Apoi întunericul și valurile, bezna m-a înghițit.